Există, de asemenea, un subiect pe care aș vrea să-l abordăm, acela al datoriilor Partidului Național Liberal, la vedere funcția pe care o dețineți în interiorul partidului, cea de secretar general. Sunt niște datorii istorice, ce soluții Am găsiți? văzut că a fost un subiect care a interesat presa. Avem datorii foarte mari, în jur de 3 milioane de euro. Mesajul pe care l-am vrut să transmit a fost chiar acesta de care vorbeam mai devreme, că trebuie să avem o finanțare transparentă și mesajul pentru colegii mei și ceea ce am dorit noi ca fiecare filială să contribuie la bugetul partidului cu o sumă, este dovada că am înțeles acest lucru, am înțeles mesajul din 16 noiembrie și vrem ca totul să fie transparent. Strângând acești bani, o să avem bani pentru funcționarea partidului, dar o să avem și o sumă cu care niște colegi de-ai noștri care au fost nominalizați de birou vor purta negocieri cu cei care ne-au finanțat, astfel încât pe o perioadă mai lungă decât e adevărat să putem să acoperim aceste datorii făcute, nu de noi acum, mai de mult. Vă mulțumesc foarte Eu mult! vă mulțumesc.